venit și timpul petrecerii după titlul european? Da, suntem acasă, suntem fericite, fără meciuri și ne bucurăm că suntem într-un loc atât de frumos și că suntem cu fetele, cu staff, cu federația și să ne putem bucura în sfârșit de succes. Cât ați așteptat momentul ăsta? Cum se simte? Era și timpul să ne petrecem un pic, pentru că după ce s-a terminat campionatul european, fiecare am avut meciurile noastre la club și n-am reușit să sărbătorim împreună și este foarte frumos să ne reunim din nou. Sperăm ca peste 2 ani la Cluj să repetăm acest rezultat, să facem un trio frumos și, bineînțeles, în fața spectatorilor români, să facem o surpriză foarte frumoasă. N-ar mai fi o surpriză. Pentru noi. Pentru noi, da. Cred că o surpriză pentru români, ca să ne vadă și live, să înțeleagă ce înseamnă sportul nostru, ce înseamnă să muncești ca să ajungi la un rezultat așa de mare și să vadă câtă muncă este de la începutul concursului până la sfârșit. Și până la Cluj, da, peste 2 ani, avem niște jocuri olimpice anul viitor. Cred că asta ar fi următorul obiectiv. Cum se vede acum Tokyo după acest titlu european? Da, bineînțeles că se vede cu o mare presiune pe umeri, pentru că noi ne dorim foarte mult medalia. Ultima dată am luat un loc 5, am pierdut la muche de cuțit ca să luăm medalie, deci de data asta încercăm să ne autodepășim, să câștigăm împotriva Asiei și să reușim să câștigăm prima medalie olimpică.